Next fight. Super fight weight 77 kilos. Blue corner. Fighter from Romania. Andrei Vasinke. Al doilea român prezent în această seară pe Fight Card. Este vorba despre Andrei Vasinke împotriva lui Vasile Bodnaru. Un meci la categoria 77 de kilograme cu minus. Andrei Vasinke obișnuit cu meciuri grele în România. A avut până acest moment numai puțin de 3 victorii în cariera sa, 5 înfrângeri. Da, și spuneam că a avut meciuri foarte grele în România cu adversarii puternici în galele de MMA profesionist de acolo. Vine de la clubul Kudokai Sibiu, acolo unde este antrenat de Adrian Mihai, un luptător care a făcut performanță în stand-up, adică s-a bătut în circuite de kickboxing profesioniști și amatori din România. Da, vine cu un palmares bunicel, un palmares ultimele din două gale RXF care au avut loc în România, 20-21 le-a învins. Este un luptător care, da, se luptă mai mult în picioare, are o tehnică foarte bună de lovituri de brațe și picioare. Da, un luptător tânăr, doar 24 de ani pentru Andrei Vasinke. Andrei Vasinke! Reprezentantul României în colțul albastru. Red corner, fighter from Moldova, Vasile Bodnaru! Împotriva lui Andrei Vasinke azi va lupta Vasile Bodnaru. Vasile Bodnaru, care deja mulți dintre dumneavoastră, dar telespectatori, l-ați urmărit în primul volum al Eagles Fighting Championship. Este un luptător care în prima gală a învins un luptător din Ucraina, un luptător foarte spectaculos, care a arătat o tehnică foarte variată de lovituri, de brațe, de picioare, ducere la sol, lucru acolo, o tehnică foarte bună de grappling. Are 22 de ani, la fel, este destul de tânăr, luptă la categoria 77 de kilograme, este reprezentantul clubului Lion și este antrenat de către Belinski Vlad. La moment are un palmares, în palmaresul său 7 lupte, dintre care 5 le-a învins. Da, și are un background bun, pentru că provine din Comba Sambo sau faptul că este campion național moldovean în jiu-jitsu, le ajută cu siguranță la lupta la sol pe Vasile Bodnaru și o melodie interesantă, Era o cântă, Ameno se numește, o melodie care în general este folosită de foarte mulți luptători și le ridică un pic Da, este folosită spiritul. De foarte mulți luptători, dar îl cunoaștem că sub această melodie ieșea vestitul Fedor Emelianenko. Exact. Când lupta în Pride, ieșea sub, da, această muzică de formație Era. 83 cm, weight 77 kg, total fights 8, wins 3, loses 5, from Romania, Andrei Vasinke! 3 victorii, 5 înfrângeri pentru Andrei Vasinke, recordul sportiv român. From red corner, height 177 cm, weight 77 kg, total fights 6, wins 5, loses 1, from Moldova, Vasile Bodnaru! Și Vasile Bodnaru, după cum spuneam, 5 victorii, o singură înfrângere pentru el la profesioniști. Bodnaru, cel cu shortul predominant alb, adversarul judge, său cu short... Eu spun altfel, unul tatuat foarte tare și unul mai puțin tatuat. Da, e o modă a sportivilor, se tatuează în general destul de mult. Dar am văzut o lovitură de întoarcere foarte bună. O lovitură de întoarcere foarte bună. Aduce spectacol încă din startul reprizei. E foarte important, da, să fii și spectaculos. Până în acest moment am văzut Vasinke să apară bine la loviturile de picior trimise de adversarul său. Bodnaru a început mult mai sigur pe el, a pus stăpânire pe centrul suprafeței de luptă și încearcă să se apropie de Vasinke. S-a retras prea mult acolo Andrei Vasinke și am văzut, s-a cam dus singur cu spatele în gard. Din nou scapă Vasinke. Cam timid românul, dar loviturile foarte puternice a sportivului din Republica Moldova.
Știi, l-au pus un pic în dificultate. A început foarte și foarte hotărât Vasile Botnaru. Da, da, da. Și de partea cealaltă, Vasinca, cred că intimidat un pic de aceste lovituri, pus pe gânduri de forța loviturilor lui Botnaru, așteaptă mai mult în aceste momente, nu prea inițiază atacuri. Câteva low kick-uri am văzut din partea sa. Acum a ratat acea lovitură cu brațul stâng, îl duce Botnaru jos la podea să vedem cum va dezvolta acest atac. Duce jos la podea și din start a ieșit în poziția mount, o poziție de dominare. Da, și vine cu aceste lovituri de braț spre figura adversarului. Pentru moment Vasinca încearcă să se apere, închide acolo garda, sportivul român, încearcă să iasă de sub adversarul său, se ajută un pic, se ajută un pic de plasă. Da, și a încercat să împingă acolo, să iasă de sub Botnaru, de partea cealaltă. Botnaru s-a ridicat foarte mult pe brațele lui Vasinca, ceea ce îl incomodează și practic îl limitează în acțiunile sale de apărare. Eu nu știu ce se poate întâmpla, dar mie mi se pare că mergem la o finalizare prin TKO, anume loviturile de brațe, că sunt foarte puternice și... Bine, să nu mă grăbesc, dar nu prea văd ce poate să facă sportivul din România, cum ar putea să se apere. Botnaru este și foarte puternic și reușește să-l ține la podea. Am văzut Vasinca, a împins cu picioarele în gard, a încercat să facă podul, a încercat orice, nu a reușit nici măcar să-l urnească puțin din loc pe Botnaru. Foarte bine îl ține la podea pe Vasinca. Acum, da, reușește să iasă. Mă contrazice foarte și, foarte și bine a ieșit, ajutându-se de către de gardul de suprafețe de luptă. Acum într-un control lateral al lui Botnaru, ar putea să ducă după brațul stâng al lui Vasinca, după un armbar. Acum probabil încearcă să bage piciorul mai. Da, se duce după, cred că acolo a încercat să se ducă după o americană pe brațul drept al lui. Din nou încearcă acest procedeu, să vedem, da. Nu știu ce s-a întâmplat. N-a fost o finalizare. Vasinca s-a apărat acolo, probabil că arbitrul a fost puțin... Da, arbitrul, să luăm în considerație faptul că mai întâi de toate ei trebuie să răspundă de integritatea corporală a sportivilor. E important până la urmă, da, e un gen de sport și nu este o luptă de gladiatori. Da, se duce din nou cu lovituri puternice de braț Botnaru peste adversarul său. Din nou după aceea americană, să vedem dacă acum îi va reuși procedeul. Greu, pentru că da. Se poți face americană, el ar trebui să pună mai multă presiune pe pieptul lui Vasinca și în cazul ăsta ar putea să ducă procedeul până la capăt. Da, și cotul trebuie, dacă pui cotul și îl fixezi în capul adversarului, ai mult mai multe șanse să reușești acest procedeu. Din nou încearcă să lucreze pe acel braț, ia spatele acum Botnaru adversarului, să vedem, da, după o strangulare se duce Botnaru și este final de meci, victorie în prima repriză după 3 minute și 35 de secunde pentru sportivul din Republica Moldova. Da, o victorie frumoasă, a arătat Vasile Botnaru că este stăpân pe suprafață de luptă, din start a luat o poziție dominantă, a lovit foarte puternic cu brațele și picioarele, după care l-a dus la sol pe Andrei Vasinca și încet, încet, uite, a ajuns și la finalizare prin strangularea, având controlul din spate a adversarului. Da, a fost o finalizare frumoasă, reușită de sportivul moldovean. Vedem din nou brațul stâng în gâtul adversarului, a făcut priză cu cealaltă mână și a reușit să strângă și să finalizeze foarte frumoasă tehnica lui Vasile Botnaru. Pavel Juravlev. Da, și este prezentat invitatul lui Dorin Damir în această seară. Este vorba despre Pavel Juravlev, luptătorul ucrainean care nu cred că ar fi rău să încerce și el un astfel de meci. Da, dar știi, e, după cum am văzut în lupta precedentă, e important să ai și o pregătire de luptă la sol. După cum ai văzut, chiar și experiența luptătorilor mai vestiți din K1, nu prea la toată lumea le merge să intre în cușcă, să intre în suprafață de luptă, în octagon. Da, au mai fost câteva încercări, Sammy Shield sau Mirko Korkov, care au avut ceva șanse de reușită. Vorbeam mai devreme de Mark Hunt, Mark Hunt, da, sau este... Melvin Mahov, care, dacă tu ești la palmaresul lui, e atât de bun și la...